Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune la Vătaful TV. Bineînțeles, după cum am promis, în fiecare zi vă prezintă cele mai interesante investigații, evenimente, dezvărâri numai la Vătaful TV. Bineînțeles, în această seară, doamnelor și domnilor, avem în emisiune un invitat special. Este vorba de domnul Bogdan Scurtul, jurnalist al ziarului Viitor.ro, care se ocupă numai de politic. Bună seara, domnule Bogdan Scurtul. Vă rog să luați microfonul, dacă nu vă supărați. Bună seara, bine v-am găsit. Domnule Bogdan Scurtul, vreau să fac prezentarea despre dânsul. Este un tânăr care a reușit prin puterile sale să facă ziarul Viitor, un ziar pe care prezintă în exclusivitate, domnule domnilor, politica românească pe care nimeni nu prezintă. Un tânăr care a reușit prin forțele domniei sale să facă acest ziar, un jurnalist care vrea să facă ceva. Așa fiind spuse, doamnelor și domnilor, de ce nu? Domnule Bogdan Scurtul, cum ați început proiectul dumneavoastră Ziarul Viitor și de ce Ziarul Viitor și nu altă lume? Ziarul Viitor a pornit de la faptul că România are nevoie de un viitor și având în vedere că sunt prea puțini jurnaliști care se gândesc la România, pentru asta m-am accesat, cum să zic, mai mult pe modulul ăsta de viitor, pe care prevede foarte multe articole politice. De la politica am început, pentru că politica predomină toate domeniile care sunt în societatea românească. Fără politică, România nu poate trăi. Asta confirmă și anul 2015, care este un an de criză politică, cu instabilitate politică. Avem două instituții fundamentale, adică Parlamentul României, care a dat naștere unui guvern din 2012, guvernul Ponta 1, și care intră în faliment politic în 2015, în luna 6-2012. Deci, având în vedere faptul că instabilitatea politică creată de partidele politice, fiind cel mai mare la ora actuală PSD, s-a vândut fapt și de drept acum la un partid foarte mic, care este UNPR-ul. Toate partidele politice de pe arena politică nu sunt pentru interesul comun și nu sunt pentru colaborarea directă cu cetățeanul. Dovedind faptul că de 25 de ani politica nu prea a făcut lucruri mari pentru România. Domnul Bogdan Scurtul, am văzut că de atâtea ori când noi doi mergeam prin Parlament și discutam cu diferite persoane, cum ar fi deputați, senatori, am văzut întrebările pe care le puneați legătură cu criza aceasta financiară pe care noi o parcurgem, așa zisa criza financiară pe care... Da, criza financiară s-a produs, faptul e un produs politic din 2004 până în prezent, care începe să meargă pe redresare, creștere politică și economică, prin faptul că trebuie anumite modificări politice radicale. De ce radicale? Pentru că avem nevoie de partide politice noi, partide care să fie deschise către cerințele și oferta cetățeanului de rând și care să fie de acord cu politicile umaniste. Umaniste având în vedere, pentru că nu mai avem Partidul Umanist, care era un partid umanist din 1991 până în 2004, care și-a schimbat denumirea și că, fiind faptul că și-a schimbat și denumirea, a plecat și oamenii care gândeau pentru România.